Ei patru la pachet. Măi, deci pe toți... nu vreau să scot, doamne, că nu mă încurcă pe mine cu nimic, Irina. Nu mă mai prisuți de mine cu nimic aici. Pur și simplu, eu dacă eram în locul ei, n-aveam nicio treabă cu colega mea să o dau de gol sau ceva. Lua mașină și mergeam la hotel și eu lăsam pe ea să-și facă treburile ei, nu mă implicam eu. Ce, mă duc acolo ca să ce? Da, tu, da, ele au zis că au un deci, agrat de prietenie. Deci așa dacă nu se iasă el din cameră, că... La ea? Nu știu ce să zic. Pare rău că a fost și ea băgată în toată chestia asta până la urmă. Adică îmi pare rău că s-a ajuns a... George, eu, nu eu ea, până... că ea putea să zică că nu, și... dar George să iese o noapte din cameră, să plec asta că... Primul factor este consumat. Eu, adică ce-am făcut greșit, îmi asum, asta e. Dar nu știu. Da, noi înțelegem, adică nu te-ai dus să dormi la el să eu mai știu ce. Dar, nu, și noi oricare, deci ne-am fi dorit măcar o dată 5 minute să ne vedem. De, eu cred că oarecum știau care sunt riscurile tu, că indiferent dacă spui sau nu, tot se află. Mai devreme sau mai târziu, tot se află. Tot ajungi să... Și mai ales la hotel, adică acolo sunt camere. N-ai cum, adică a fost riscul lor. Și l-au la asumat. Ce-a intrat, la ce-a reușit. Stai să vezi că m-am dus la ei, frate, pe când m-am dus la ei, prima dată m-a luat cu nervi, m-am ridicat, am avut o criză de nervi. Până la urmă m-am pus jos pe scaun, bă, așa tremuram de nervi, de nu puteam să vorbesc, simțeam că rămân fără aer, mă ziceam două cuvinte, pe când nu puteam să termin o propoziție, frate. Eram și nervos și mi-era frică să nu ne pierdem cumva. Mai mult pentru ea a fost asta. Bă, pentru ea și pentru toți. Mamă. Tu te-ai riscat foc acolo, ți era indiferent. Mai mult pentru ei. Nu, care cred că erai indiferent și pe el dacă le pus elimină pe ei ca prioritate. E același lucru. Da. Bă, dacă elimina pe aia, nu știu, bag mâna în fund și mă jur pe maica mea dacă ea era eliminată și cum rămâneam aici, eu mă eliminam în secunda 2. Îți jur că mă eliminam în secunda 2. Încălcam regulile, frate. Mai încă o dată mai încălcam și ieșeam, îmi zic sincer. Bă, frate, mersi frumos pentru... Nu știu, mie îmi pare rău și față de voi, că până la urmă e ceea ce spune și voi, ați dori același lucru. Și... Băi, Claudiu, ai zis-o frumos, că în iubire nu mai era cine. Nu, băi, eu nu m-am gândit niciun moment. Să fiu pila de pot când a zis. Nu m-am gândit nicio clipă. Să strâne pot. Ce să se întâmplă după? Nu, pur și simplu... Unde nu v-ați gândit? Nu m-am gândit. Pur și simplu am văzut șansa că pot să-l văd și chiar dacă... Deci voi atunci ați vorbit pentru prima dată? Da, nu am vorbit. Noi eram într-o altă parte. Am crezut că cum ai pus stories, că ești în club și așa mai departe. Deci pentru prima dată cred că atunci... ieșit. Da. Da. Irina, ce ai sperat? Ai sperat să-l vezi pe Robi? Fii sinceră. Sperai că o să-l vezi acolo. Normal, când la 4 dimineață? Da, ce știi, poate că n-avea să ieși la o gură de aer. Cineva asta, nu? Normal. A fost doar pentru că am văzut ce... Și de ce ne-ai luat o mașină să mergi tu la hotel și să o lăși pe ea? M-a rugat. De ce te-ai riscat așa? Nu știu de ce am făcut-o. Din prietenii ea chiar m-a rugat să fac asta. Eu dacă eram în locul tău, la mașină și mergeam la hotel și lăsam pe ea. Eu înțeleg asta acum. Eu am avut pentru ce să riște, dar tu? Înțelegi? Înțeleg, Mihai. Și v-a jucat cu telefonul tău? Da. Și în momentul ăla eu mi-am activat datele și așa mai departe și mi-a intrat mesajul. Automat ți-a intrat mesajul? Mă rog, era mesaj de atunci. Adică și el ți-a prins telefonul? Adică el era cu telefonul meu și eu când am văzut mesajul am dat să ascund mesajul. Și după, logic, l-am lăsat să citească toată conversația, că până la urmă nu aveam nimic de ascuns, dar și la ora respectivă el s-a gândit la ceea ce nu este și ne-am certat, chiar ne-am certat. Și s-a de asta ați avut voi un pic stări de astea. Băi, Laurențiu, dar îmi dai dreptate? Ce? Doar privindu-l pe Robert în momentul ăsta acum. Pe mine mă interesează intens subiectul ăsta. Dacă eu eram în locul tău, eu și Cristina, eram terorizat de Robert? Zi sincer. Erai terorizat, dar zădea și ție... Nu, niciodată în viața asta. Făcea postare pe internet, n-am auzit că făcea postare, făcea de vlog. O reacție, dar nu făcea vlog de 25 de minute unde zicea Radu și Cristina au încălcat regulamentul, dacă era. Dar la tine a zis bravo, bravo Laurențiu. Bravo, ești un băiat super și
ce ai făcut tu, nu gen de la Robert, că vine de la Robert mă refer, ce ai făcut tu e demn, e demn, bravo. Dacă eram și Cristina... Dar oricui i s-a părut. Adică nu pot să condamn un om că, nu știu frate, făcând abstracție de regulament. Dar tu cunoști cum e. Ce? Gen. Păi și cu mine, cu mine mă refer, dacă eram în situația asta. Nici de tine nu cred că ar fi zis. Direct vlog era, nu cred. Nu cred. Vlog care era în trending. Barne, ce nu zici? Cred. Nu cred. Că trebuie să vezi dincolo de și de regulament și de trebuie să vezi partea umană. El a încercat toate modalitățile după lumea asta, mă, să poată să reușească și nu i-a reușit. Nu cred că dacă avea pasta la mână. Doamne, dar nu știu că și tu îi dai apă la moară. Fii atent, știi cum zbura așa cu flori și cu confeti, așa era. Așa era până la producție dacă se întâmpla ceva. Cred că așa făceai. Și el nu ți-a zis ție că e dragoste de tine. Tu a auzit pentru prima dată astăzi. Și ce ai spus lui? Am zis, nu știu dacă, adică nu am rostit cuvintele, dar până la urmă ceea ce simt și mai ales după toată chestia asta, eu m-am gândit și Irina i-a spus că eu nu vreau să pierd. Așa cum e el, adică nu știu. Știi, are atitudini care eu poate nu le-aș fi tolerat într-o altă relație sau ceva de genul, dar acum, nu știu, simt că vreau să risc și vreau să văd efectiv. Păi și el are temerea asta că dacă o să ieșiți, tu o să pleci, dar tu o să pleci, adică o să-l lași. Eu, dacă lucrurile merg bine, eu nu am nicio problemă să vin aici. Dar dacă ieșeam și eu cu voi? Vezi, așa a vrut Dumnezeu, frate, m-a apărat Dumnezeu. Eu m-am dus cu Varmea lângă hotel acolo, la restaurant, și am stat până târziu, că știi că se cântă acolo. Cred că are temerea că nu o să se înțeleagă în afară și fiind... Nu o să lupte unul pentru altul cum luptă aici. Aici ați constrânși de situație, da. Știi? Că vă certați că nu, oricum trebuie să o rezolvați. Acolo n-ați mai lupta păi, unul pentru altul. Păi, da, de să nu dureți de a ne spuși. Trebuie cel mai mult să se înțeleagă... să ne cunoaștem mai bine. Probabil n-au o bază solidă, momentan. Și era spusă de mai multe ori. Dar nimeni nu are bază solidă. Uite, eu cu Ruben ne-am pierdut. Eu mi-aduceam aminte de tine, când tu spuneai, se vede că tu transmiți mai mult pentru el, el nu transmite nimic pentru tine. Văzându-mă eu pe mine din exterior, eu nu simt că transmit, deci ceea ce văd nu este ceea ce simt eu cu adevărat sau ceea ce vrea eu să mai, fac. Simți mai mult decât arăți, iar răzut. Eu, din câte am văzut eu, da. Deci eu mă uit la mine și zic, ce e și cu fata asta? Chiar vorbisem cu Laurențiu când am fost la băieți, vorbisem de date-ul meu cu copșalul Cosmin și a zis, vorbeam și de date-ul tău cu Laurențiu și vorbeam de faptul că în afară când sunt camerele oprite ai mult mai multe sentimente și vorbești mult mai mult și ai o legătură mult mai așa, știi? Te cred când spui că parcă simți că nu dai cât poți tu, știi? Cât simți tu cu adevărat, știu. Oricum, eu vă mulțumesc că ați văzut așa toată chestia asta cu ochi pozitiv, să spun, așa. Da, e normal, da, clar, noi am spus asta. Știi, toată lumea se gândește la să nu creeze precedent. Da, sunt sigură că nimeni nu ar mai vrea să... Adică eu m-ați văzut și zilele astea. Am fost mai tăcută, nu am făcut glume, efectiv veneam și... Da. Deci am fost, nu știu, foarte... Și el era... distant așa față de tine. Da. Și chiar ne întreba și în replicile lui și în tot. Nu știu, eu cred că ăsta ar fi fost răspunsul meu pentru fiecare dintre voi dacă ați fi ajuns în situația asta. Bă, uite, vă zic sincer, da, George și cu Irina chiar sunt victime colaterale. În primul rând, evident, pentru Irina, lăsând toată chestia asta deoparte, da, a fost trasă de Lorena după ea, dar în același timp eu nu apreciez pe Irina, pentru că n-a lăsat-o singură. Era o oră destul de târzie, era sâmbătă, când e toată lumea pe stradă și e euforică din cluburi și așa mai departe, și s-a dus cu ea. Gen, n-a lăsat-o singură pe străzi, în taxiuri, în tot felul de chestii, tot felul de situații, și Irina s-a dus cu ea. Și a zis, fată, mergem amândouă, nu te las singură la ora aia târzie, știi? Și eu zic că e de apreciat la Irina. Și de curaj, adică, nu cred, vai, de capul meu, de curaj de asta. Păi asta zic, s-a dus împreună, să nu o lase singură. Eu chiar e de apreciat. Irina, cumva că... Tocmai că ai avut un caz în care ți s-a prezentat, știi? Motamo, bă, vezi că dacă... Nu se mai facă nimeni asta. Și o să... Tu crezi? Și mai ales că o zis doamna Mantea că oricum aflau.
Adică dacă aflau fără să zică el, și era mai grav. Și nu mult că s-o spus, știi? Oricum, e un act și de bărbăție din partea ta. De asumare. Asumare că... Bă, și nervos m-am dus acolo și nu vrei să știi în ce... Da, dar de ce te-ai supărat? În ce mesaj? Poate e un susținător ceva. Nu e susținător. Îți simulat. Da, dar de numărul de telefon în club. Asta o să lămuresc eu. N-are, da. Dar să nu suntem eliminați. Da, dar ți-a explicat ea ție că i-a dat numărul în club înainte să vă vedeți voi? Nu pot să-ți explic cum stă situația. Ok. Dacă se putea? Mai bine să le rezolve el cu ea și da, da. Noi nu ne eu, privește. Da, îl înțeleg, dacă este așa, să-i fi dat ea numărul cuiva și a trimis pe WhatsApp, dacă pe Instagram sau Facebook e dând susținători, nu e nicio problemă. Vreau să explic situația.